fiecare stradă are o poveste de spus. Împiedicat. Era al doilea loc preferat pe ziua de astăzi. Pare rău așa, a rămas ca o mică dezamăgire. Ok, cam asta este priveliștea ce o vedem la fiecare pas prin New York. Dar desigur vedem și Statuia Libertății. Mie mi se pare mult. Da. Mi se pare mult. Nu glumesc când spun că aici am mâncat cei mai buni tacos din viața mea. Bună dimineața! Desincronizat. E o zi ploioasă astăzi. Mergem către Brooklyn, mergem să luăm metroul și avem planuri foarte serioase pe astăzi. Mergem să mâncăm tacos, cheesecake, bagels și cam atât ne-am propus. Să vizităm Brooklyn și Brooklyn Heights și cât de mult putem. Sper să țină vremea cu noi. E nevoie nici de umbrele, e doar umedul. Faină agitația de dimineață. Toată lumea merge grăbită. Iarăși aburul ăsta care este de din subteran se vede foarte fain. New Yorkul e foarte fain pe ploaie, by the way. Place. Aici facem stânga și să mergem la Herald Square. Brooklyn este un cartier plin de viață al New Yorkului, plin de istorie și cultură. Este situat la sud-est de Manhattan, peste celebrul Brooklyn Bridge. Brooklyn este cel mai mare cartier din New York după populație. După întindere, să știți că cel mai mare este cartierul Queens. Istoric vorbind, Brooklyn a fost o zonă agricolă majoră în secolul XIX și a devenit un centru industrial important în secolul XX. În 1898, Brooklyn s-a alăturat orașului New York, devenind unul dintre cele 5 districte ale orașului. De-a lungul anilor, a fost locul de așezare pentru numeroase valuri de imigranți, fapt care a modelat profund cultura și atmosfera cartierului. Astăzi, Brooklyn este cunoscut pentru diversitatea sa culturală și etnică, găzduind comunități din întreaga lume. Este un centru al inovației și creativității cu o scenă artistică efervescentă, mai ales în zone precum Williamsburg și Dumbo. Aceste zone sunt pline de galerii de artă, muzică live și cafenele hipsterești. Brooklyn oferă o combinație unică de vechi și nou, de la clădiri istorice și străduțe pavate cu pietre la zgârie nori modern și parcuri inovatoare. O să mergem și noi puțin mai târziu într-una din zonele cele mai frumoase, care oferă priveliști uimitoare spre Manhattan și spre Statuia Libertății. Să știți că nu în ultimul rând, Brooklyn este un paradis gastronomic cu o varietate incredibilă de mâncăruri din întreaga lume. De la pizza autentică la preparate de pe străzile din Asia, Brooklyn este un adevărat topitor de culturi culinare. Noi am venit cu o listă destul de mare cu localuri la care se spune că este neapărat să ajungi. Dacă aveți nevoie de ea, să ne spuneți. Brooklyn este un cartier care te surprinde la fiecare pas, un loc unde fiecare stradă are o poveste de spus. În față este The Brooklyn Tower. E foarte mare clădirea asta. Eu nu zic că e încă în construcție, nu-mi dau seama exact. Metroul pe care l-am luat noi nu a coborât în Dumbo și a trebuit să venim în downtown, deci nu le planificasem. Și cum am zis, am ajuns la IHOP, primit galonul de cafea, care e foarte, foarte lungită. Ionuț nu-i place deloc și, desigur, apa cu gheață, pe care nu pot să o beau pentru că are gheață. Cafeaua m-a lămurit, deci la bere. Ok, thank you. Enjoy. Thank you. Asta nu e un poșat. Așa trebuia să fie un nou poșat. Nu prea e un poșat, dar... E foarte picant. Ai pune acolo. Uitați cum se duc 500 de calorii, 1000, 1500, 2000. Oprește-te, te rog. Am ieșit de la IHOP, am mâncat bine de tot. Toată masa a costat $60 ce am avut pe masă cu cafea și pancake-urile cu biscuiții. Micurile dejun, acum mai încercăm să o mai lungim puțin pe străzi, pentru că la fix o stradă distanță este Cheesecake Factory. Adică și acolo. Am găsit restul de Cheesecake Factory. Este de fapt, suntem tot în Brooklyn și de fapt Cheesecake Factory ăsta e într-o clădire cu mai multe lucruri. Mi l-a dus la pachet, deci noi stăm la masă.
cam așa se prezintă cheesecake-ul. Cel mai bun, da. Și dulce. Foarte dulce. Cea mai dulce chestie pe care am mâncat-o în ultima vreme. Mult prea dulce. Am terminat cheesecake-ul, de fapt, am terminat jumătate din el și jumătate nu îl mai pot mânca, deși mie îmi plac foarte, foarte mult prăjiturile de cofetărie și prăjiturile cu mult zahăr și prăjiturile dulci și ciocolata albă și îmi plac toate astea la nebunie. Cheesecake-ul acesta a fost mult prea dulce, mult, 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 mult prea dulce pentru cât pot eu să mănânc. Și credeți-mă, eu mănânc foarte mult dulce. Îmi pare rău așa, a rămas că o mică, mică dezamăgire. Eu nu ți-am mai mâncat la Cheesecake Factory și mi-a spus că nu este așa cum și-l amintește el. Nu știu ce să zic. Nu știu dacă o să mai am curaj să mai încerc încă unul. Descumpriu a fost, nu știu cât a fost. 11 dolari un cheesecake, cafeaua 2 dolari. Am plătit 28 de dolari în total, pentru că mai vin și taxele. Ce, nu știu, pentru 150 de lei să nu poți mânca un cheesecake, un pic dezamăgitor. Dar o să mergem mai târziu și mâncăm tacos și vedem acolo, poate ne resetăm puțin. Deocamdată suntem tare, tare moleșiți. Ok, cam asta este priveliștea ce o vedem la fiecare pas prin New York, dar să știți că am încercat să nu prea băgăm de seamă, pentru că nu acesta este motivul pentru care suntem noi aici, doar voiam să vă reamintesc că există la fiecare pas. Adevăratul motiv pentru care suntem noi aici este să ne bucurăm mult, mult de tot ceea ce ne oferă New York-ul și uitați-vă ce priveliște extraordinară ne așteaptă în față. Suntem în Dumbo, exact sub Manhattan Bridge și vă pot spune că este o experiență cu adevărat unică. Să stai aici cu zgomotul urban al trenurilor care trec peste tine și cu priveliștea uimitoare a podului ce se întinde deasupra, e ca și cum ai fi într-un film. Și nu e doar podul în sine care este impresionant, ci și felul în care se îmbină perfect cu peisajul din jur. Priviți clădirile vechi de cărămidă și străzile pavate care aduc un farmec special zonei. Dumbo este de fapt un acronim pentru Down Under the Manhattan Bridge Overpass, indicând locația sa caracteristică sub și în jurul Manhattan Bridge. Mi s-a părut extraordinar, eu am crezut că vine de la ceva animat, ceva poveste, film. Inițial, Dumbo era un district industrial cu multe depozite și fabrici. Aceste clădiri au fost transformate în spații de locuit acum, galerii de artă, birouri și magazine, dând cartierului acestui farmec unic. Frenezie în locul ăsta, este plin de oameni, au așa ceva, grupuri mari, mari de oameni sunt peste tot. Toată lumea așa ce poze, în fire arată extraordinar, deci extraordinar, este super. Este chiar un loc iconic aici. Ce plin de oameni este, nu așteptam să fie chiar atât de plin. Masi în Brooklyn și în Dumbo și New York, să vi-l arăt pe Ionuț unde este. Ajuns în acest loc iconic din Brooklyn, Dumbo, se vede Manhattan Bridge și pe sub Manhattan Bridge se vede Empire State Building, sunt aliniate. Chiar sub Manhattan Bridge este un parc, se numește Brooklyn Bridge Park, este așezat pe malul East River-ului în Brooklyn și oferă una dintre cele mai emblematice vederi din oraș, și anume Brooklyn Bridge cu skyline-ul Manhattan-ului în spate. Poziționat chiar sub Manhattan, parcul oferă o perspectivă rară și impresionantă asupra structurii istorice. Podul cu cablurile sale caracteristice și arhitectura sa grandioasă se ridică maestos asupra parcului, creând un fundal perfect pentru fotografii și plimbări relaxante. Nu știu cum vi se pare vouă, mie mi se par unele dintre cele mai bune imagini pe care eu le-am avut vreodată și
Locul acesta este plin de istorie și mi se pare că l-am văzut de atâtea ori în atât de multe filme, seriale, jocuri. Nu poți să nu stai aici și să nu te gândești la absolut toată viața ta. Efectiv, imaginea asta îmi aduce aminte de toată copilăria, adolescența, să nu mai zic de perioada când au apărut filmele pe Netflix. Priveliștea aceasta include și o serie de clădiri emblematice, precum One World Trade Center, Empire State Building și Chrysler Building. Îmi imaginez că aici, seara la apus sau când lumina orașului începe să strălucească, cred că vederea de aici este de-a dreptul magică. Cred că este Time Out Market. O clădire superbă, cu o arhitectură extraordinară, o clădire veche din cărămidă, recondiționată. Brooklyn Bridge. În spate se vede One World Trade Center și Financial District, Lower Manhattan, și este Ramona, care privește spre Manhattan Bridge. Intrăm în Time Out Market. Ca să bem o bere. Comunicăm niște tacos, nu cred că mai putem mânca, dar putem să bem ceva. Am făcut o mică pauză la Time Out, o povestea Ionuț că e aproape de Manhattan Bridge. Și de aici vedem Brooklyn Bridge, vedem Lower Manhattan. Și încercăm berea de la berăria Brooklyn. Foarte amară, abia mai merge ceva din cheesecake acolo. Inițial am vrut să ne luăm gin, dar era bere de la berăria din Brooklyn, așa că încercăm. E o vreme așa de frumoasă aici, toată lumea stă la soare, bea câte un bar de vin, un cocktail, o bere, se uită la clădirile înalte, fain. O bere costă $9 sau 8? $9. Un cocktail $18 sau $20. Sticlă de vin era undeva la $45. Nu știu ce să zic despre voi, dar eu nu pare că o să mă plictisesc foarte curând de priveliștea asta. Este absolut superb. Trebuie să veniți neapărat aici la Time Out să faceți niște poze grozave. Am urcat deja pe Brooklyn Bridge. Mergem în Lower Manhattan și este foarte, foarte mult gunoi cu scări ca să urci pe pod. Și pe lângă asta miroase extraordinar de urât, dar urât de tot. Am putut să filmez că nu era o zonă foarte, foarte ok să filmez, dar era mizerie. Multă. Din nou să nu ne abatem de la subiectul principal, Brooklyn Bridge este unul dintre cele mai faimoase și istorice poduri din lume. Este o adevărată bijuterie ingineristică și arhitecturală. Deschis în 1883, Brooklyn Bridge a fost unul dintre primele poduri suspendate din lume și primul care a folosit cabluri de oțel. Designul său inovator și grandios l-a făcut un simbol al ingineriei moderne. Eu am văzut niște videouri pe YouTube despre cum s-a construit Brooklyn Bridge și vă spun sincer, sunt fascinante, trebuie neapărat să vă uitați la ele. Construcția podului în sine a fost o realizare monumentală și foarte dificilă. Inginerul care a proiectat podul a decedat înainte ca podul să fie finalizat, lăsându-l pe fiul său să supravegheze construcția și să o ducă la bun sfârșit. Chiar și el, fiul primului inginer, a suferit de probleme de sănătate din cauza lucrului la pod, astfel că soția sa a jucat un rol crucial în supervizarea și finalizarea proiectului. La deschiderea sa a fost un simbol al unirii dintre orașele New York și Brooklyn, care pe atunci erau separate. Podul are o lungime totală de aproximativ 1825 de metri și o lățime de 26 de metri cu o înălțime de 84 de metri deasupra apei. Arcurile gotice din piatră și cablurile diagonale creează un design iconic și fotogenic. Brooklyn Bridge a fost proiectat pentru a găzdui atât trafic pietonal cât și vehicular. Pista centrală pentru pietoni și bicicliști oferă una dintre cele mai bune vedere ale orașului, fiind un loc popular atât pentru localnici cât și pentru turiști. Mergând către Manhattan putem vedea impresionantul skyline, dar desigur vedem și
Statuia Libertății. Nu-mi vine să cred că se vede atât de bine. Aici am folosit zoom-ul de la telefon. Vă dați seama, Brooklyn Bridge a apărut în nenumărate filme, cărți, lucrări de artă și a devenit unul dintre cele mai recunoscute simboluri ale New Yorkului în lume. I'm caught up in counterculture, fill my circle with no squares. Sick of the second surface in while my people get in the sand. Don't know who they supposed to be. They got the gold, but don't know the one on that rosary. They chasing goals, but they fighting the wrong opponents. Beat them broken souls, but he's the only atonement. G. The man up in that mirror's way too. Cu imaginile astea superbe am ajuns și noi la baza podului. Chiar a fost o plimbare foarte faină. Cred că ar fi fost păcat să ratăm plimbarea asta pe jos, pe Brooklyn Bridge. Cred că și mai mișto era să fi mers pe Manhattan Bridge și de acolo să vedem Brooklyn, pentru că asta e cel mai mare dezavantaj atunci când vrei să îți place un obiectiv foarte mult și te duci direct acolo și tu vezi orice altceva, numai nu obiectivul ăla care ție îți place. Manhattan nu cred că e walkable. Dar da, recomand maxim să veniți aici, este super fain atmosfera. La baza podului deja încep foarte multe tarabe din astea cu magneți, cu mașinuțe, cu tot felul de tâmblițe din astea cu New York, foarte faine. Am vrut și noi să luăm câte ceva, dar nu avem nici măcar un dolar, nu am avut nici un dolar scos, avem niște euro rămași de când am fost în Irlanda ultima dată și am și gândit să lăsăm niște euro la schimb, dar nu am mai apucat, așa că vom face cumpărături dintr-un magazin unde acceptă card, că nu cred că o să mai schimbăm de acum. Din nou vă zic că am prins o vreme extraordinară astăzi, deși ploua așa ciudat dimineață și rugăia super finuț. Acum e foarte cald, e un soare și avem parte de un apus foarte, foarte frumos. Partea aia cu Brooklyn încă se vede soarele. Ajuns în clădirea Rockefeller și ne plimbăm pe aici de mutură până când ne lasă să intrăm pe rooftop. E ora 7 ceasul și noi avem biletele doar de la 8:30, deci doar peste o oră ne lasă să intrăm. Până atunci mai intrăm în zona. Am văzut deja patinoarul montat. Celebrul patinoar. Și locul unde se va pune brațul de Crăciun. Să vedem cum arată zona aia de patinoar. Sunt o mulțime de magazine în clădirea asta și chiar metroul poți să-l iei de aici. Are o mulțime de ieșiri, una chiar lângă noi, ați văzut, era exact ieșirea de pe Fifth Avenue. Clădirea de jos și imediat mergem și sus să vedem cum se vede și de sus. Tare drăguț aici că se aude muzică, lumea a venit la plimbare și o atmosferă foarte relaxată. Mează bradul.
verde acolo, Ramona? Ciolina Martini Tequila. Foarte, foarte bună. Ca să... Asta ca să ai curaj să urci pe Tower of the Rock? Da, și să ne scumpăr cheesecake-ul de astăzi. Am reușit în sfârșit să urcăm. Am urcat 30 de etaje din Rupo, apoi încă 38 și acum mai avem de urcat încă 4 etaje pe scările rulante. Deja se... Acum urcăm doar un etaj pe scările rulante. Wow! Oh my! Wow! Oh. Vai! Wow, cum se vede Empire State Building și cu luna deasupra. Și toate clădirile celebre se văd fix în fața noastră. Este incredibil. Vede grozav vreo de aici. Cam bate vântul în camion fără toate direcțiile, dar merită. Jur, este grozav. Acolo este Summit One, unde o să vreau să mergem și mâine, dar ar fi drăguț să vedem și pe zi cum se vede. În spate avem Brooklyn Bridge sau Manhattan Bridge, că nu-mi dau seama ce e acolo. Și dacă se vede partea aceea după Empire State. Toate clădirile, toate luminile, așa colonate, pline de lumini. Chiar îți stai răsuflarea. Zavă, merită să... Fiecare moment să atunci aici, serios. Fain. Cred că despre asta e New York, despre lumini, despre clădiri înalte. Wow! Îți place. E al doilea loc preferat pe ziua de astăzi, după Brooklyn Bridge. Suntem în partea nordică a Top of the Rock. Se vede Central Park-ul, plus clădirile de imobiliare. Plus este și hotelul Plaza, dar nu se vede. Chiar dacă este destul de înalt, sunt clădiri mult mai înalte care îl înconjoară și nu se vede. Sunt mii de clădirile astea înalte și foarte, foarte subțiri. Ca dimensiuni. O marjă de eroare de 2-3 etaje. Noi acum ne aflăm la etajul 68. Însă, în clădiri mai înalte ca astea, nu știu, cel puțin încă 68 de etaje. Cu acestea fiind zise, am terminat vizita la Rockefeller. La Top of the Rock a fost extraordinar, mi-a plăcut la nebunie. Dar noi mergem acum, ne punem la somn, mergem să mâncăm de fapt ceva înainte și ne punem la somn pentru că mâine urmează iar și o zi, să spunem, interesantă. Abia aștept să deschid camera din nou să vă arăt ce facem și mâine. Noapte bună! Noapte bună! Bună dimineața! Bună dimineața! Este o zi de duminică.
Ne-am trezit, ne-am îmbrăcat și mergem direct către MetLife Stadium, da? Giants la meci. Mergem să vedem un meci de fotbal american, pentru că mi-am dorit foarte mult să ajung la un meci dintre ăsta. Ne-am echipat, ne-am luat căciulile, deși nu e vreme de căciulă, dar aparent pe stadion o să fie mai frig și în zona Jersey o să fie mai friguț. Deci suntem echipați. Ne-am oprit și am mâncat un bagel mare de tot. Acum mergem către stația de unde vom lua busul către Jersey. Eu am mâncat pentru prima dată bagels. Am avut tendința să spun că nu îmi place la început pentru că era așa o pâine foarte mare. Dar după ce au prăjit-o un pic, a fost chiar bună și a fost plină de somon și de brânză. Mi-a plăcut. Ție ți-a plăcut? Da, a fost bună. A fost bună, dar nu pot să trec peste faptul că două bagels și două cafele au fost $35. Mie mi se pare mult. Da. Mi se pare mult. Așadar, ce mod mai bun de a încheia vizita noastră în New York decât cu un meci de fotbal american? Suntem aici să vedem Giants împotriva Commanders și atmosfera este electrizantă. Pentru Ionuț nu este o noutate, dar pentru mine este primul meci de fotbal american. Și ceva mi-a atras atenția încă din start, tailgating-ul. Dacă nu știți ce e tailgating-ul, pregătiți-vă să fiți surprinși. E practic o petrecere înainte de meci, direct în parcarea stadionului. Oamenii vin cu mașinile lor, deschid portbagajele și începe distracția. Peste tot sunt grătare, muzică și fani îmbrăcați în culorile echipei. Mâncarea este incredibilă, de la burger la hot dogs și aripioare picante. Toată lumea pare să fie într-o mare familie aici, împărtășind mâncare și povești. Am întâlnit fani atât ai Giants cât și ai Commanders, iar atmosfera este una de prietenie și sărbătoare. E uimitor cum sportul poate aduce oamenii împreună într-un mod atât de vesel. Ionuț, evident că a intrat rapid în spirit, povestind despre meciurile la care a fost, în timp ce eu m-am lăsat cucerită de energia și entuziasmul din jur. Tailgating-ul este mai mult decât o simplă pregătire pentru meci, e o experiență culturală autentică. Mergem însă să vedem meciul, dar indiferent de rezultat, un lucru adorabil pe care l-am observat aici sunt copiii care se joacă fotbal american. E uimitor să vezi cum pasiunea pentru sport se transmite de la o generație la alta. Copiii aceștia sunt probabil viitorii jucători ai acestui sport. Este o adevărată sărbătoare a comunității. Peste tot în jurul nostru sunt familii întregi, grupuri de prieteni, oameni veniți să se bucure împreună de acest eveniment. Tailgating-ul a fost vedeta zilei pentru mine. A fost o introducere perfectă în lumea fotbalului american și în cultura sportivă americană. Am reușit să intrăm, e o frenezie totală ce se întâmplă aici. Am primit din păcate eu nu știu regulile, deci o să fie cam complicat pentru mine. Intrarea în stadion este imensă și în parcare, parcarea by the way e plină, nu mai lasă pe nimeni cu mașini. Arată, nu știu, ca un festival de muzică, ca o sărbătoare națională. Am ajuns. Cuiva e foame după bagels? Nu e foame. Dar o să vii la fotbal american? Vreau să-mi mănânci un burger sau un hot dog. Eu am ales hot dog. Dacă v-ați uitat la lui, știți despre ce vorbesc. Nu știu dacă vă imaginați cum este să fiți la un meci de fotbal american. Să fii singurul om de pe stadion care nu e îmbrăcat într-una dintre culorile echipei. How are you? How are you?
Și uite, așa se încheie o zi plină de emoții și adrenalină la meciul de fotbal american. A fost o experiență de neuitat, plină de energie și pasiune, pe care sigur nu o vom uita vreodată. Dar nu am terminat încă cu New York-ul. Acum ne îndreptăm înapoi în inima orașului și înainte de a ne lua rămas bun, vrem să trăim din nou magia Times Square. E noapte, dar aici e lumină ca în plină zi. E o energie unică, un loc unde simți cu adevărat pulsul orașului care nu doarme. Și pentru că nu putem părăsi New York-ul pe stomacul gol, ne oprim la tacos numărul 1 din Times Square. Nu glumesc când spun că aici am mâncat cei mai buni tacos din viața mea. Ingredientele sunt proaspete, savuroase și deși nu vând alcool și nu au mese, merită să stai la coadă pentru aceste delicii mexicane. E un loc pe care îl recomand tuturor. Așadar, cu burțile pline și cu inimile încărcate de amintiri drăguțe, ne pregătim să spunem la revedere acestui oraș minunat. Vă mulțumim că ne-ați însoțit în această aventură și sperăm să vă revedem în curând dintr-un alt oraș superb din Statele Unite. Până data viitoare, rămâneți cu drag și cu poftă de călătorii!